în sos de roșii. Și acesta este pasta noastră cu chifteluțe și sos. Ați venit la prăjituri cu Camelia și bucata e gustoase. Astăzi vom face chifteluțe sau pârjoluțe, cum vreți să le spuneți, din carne tocată de vită. Și aici avem nevoie de 350 de grame de carne tocată de vită. Deci pentru pârjoluțe un ou, un praf de sare, piper, parmezan 20 de grame și pâinică unde o vom uia un puțin apă, 90 de grame de pâinică. Și pentru sosul nostru de roșii vom avea nevoie de 300-350 de roșii în saramură sau suc de roșii ce aveți, o ceapă, are 100 de grame și aici am circa 100 de grame de ulei de măsline. Și vom face totul aici, vom începe cu sosul nostru, după aceea imediat facem pârjoluțele și le adăugăm peste. Și voi deschide focul, voi lua capacul. Voi adăuga din uleiul meu peste și să tăiem ceapa. Și tăiem ceapa mărunțel, mărunțel. Tigărița noastră. Amestecăm așa puțin și punem capacul. Și acum avem 350 de grame de carne de vită. Vom adăuga oul, sare. Sarea o punem după gust. Vom adăuga și piper, tot după gust. Parmezan. Și să înmuiem și pâinica. Aici avem. Și punem pâinica noastră să se înmoaie feliuțele. Așa, așa s-a înmuiat. Și acum o scoatem și o adăugăm. O stoarcem bine și o adăugăm peste carne. Așa. Între timp ceapa noastră se prăjește. Și acum să amestecăm aceste ingrediente. Carne și să facem pârjoluțele noastre. Pârjoluța noastră este gata. Gustați să vedeți dacă este bună de sare. Și acum nu ne rămâne decât să facem pârjoluțele și să le punem peste ceapă. Deci se face foarte, foarte repede. Carnea de vită se gătește foarte repede. Vedem ceapa noastră. Așa, fundim așa bine. Dau puțin mai aproape, să se vadă mai bine. Îndim ceapa și între timp punem și pârjoluțele să se facă împreună cu ceapa. Aici mi-am pregătit o oală și am să o pun pe foc. Vedeți? O oală cu apă. Și unde o să punem pastele. Și acum să facem pârjoluțele noastre, să le dăm forma și să le punem în, ia uitați, luăm așa și le facem, cam această dimensiune, vedeți? Și le punem așa, pur și simplu, aici peste ceapă. Să știți că eu gătesc foarte, foarte simplu și foarte, foarte repede. Nu stau prea mult în bucătărie. Așa. Și acum punem capacul să se facă. Așa, și o să gustăm de sare. Aici am să dau puțin mai în spate. Avem roșiile, vedeți? Am borcanelul meu aici. Și o să le punem, să le strecurăm mai întâi.
Așa, și le punem și le strecurăm. O să le trecem prin sită. Așa. Și am să apăs așa să... Așa. Dăm totul jos de pe dedesubt. Și dăm deoparte. Ia uitați. Vedeți? Sosul nostru de roșii. Și acum, ia să vedem aici. Aici să vedem, să punem sarea în linguri pline de sare, aici în apă. Vedeți? Așa. O să mai pun puțin, că nu este de ajuns. Și punem capacul. Și imediat punem și pasta. Acum voi adăuga și sosul aici peste. Sosul nostru de roșii, vedeți? Îl punem așa peste, pe tot. Și lăsăm să fiarbă. O să punem puțină sare și puțin piper. Deci puțin piper. Puțină sare. Așa, după gust. Și punem capacul. Și lăsăm să se facă. Ia să vedem apa dacă clocotește. În 10 minute terminăm totul. Aici am 160-165 de paste. Pentru două persoane. Doriți mai mult, mâncați mai mult, puneți mai multe. Așa, clocotește. Voi amesteca așa puțin. Și acum să punem chifteluțele noastre aici. În farfurie. Aici vom face pastele. Un pic de sos. Și acestea sunt chifteluțele mele cu sos. Și aici vom pune pastele și vom face paste cu sosul nostru. Dat aici peste o farfurie. Și parmezanul îl puteți pune și peste sos, dar și peste paste. Închidem pastele și punem aici totul. Amestecăm așa bine toată pasta cu sosul nostru. Închidem cu aragazul și acum punem în farfuria noastră. Ia uitați. Deci ies două farfurii bogate, bogate. Punem și câte o chifteluță și nu ne rămâne decât să punem așa parmezan. Și acesta este pasta noastră cu chifteluțe și sos și chifteluțe în sos de roșii. Vă pup, vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături. Pupici și poftă bună tuturor și o zi frumoasă în continuare și ne vedem!